What do you do for a living? Sau what do you do? Înseamnă cu ce te ocupi. Cum răspunzi la întrebarea What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Poți spune profesia. I'm a teacher. Sunt profesor. I teach English. Predau engleză. I'm a doctor. Sunt doctor. I'm a nurse. Sunt asistentă. I'm a receptionist. Sunt recepționer. I'm a hairdresser. I'm a hairstylist. Dacă faci curățenie, spui I'm a cleaner sau I'm a house cleaner. Dacă nu vrei să dai foarte multe detalii despre slujbă și lucrezi la birou, poți să spui I'm an office worker. Folosești an pentru că office începe cu o vocală și vei spune an office. I'm an office worker. Dacă nu lucrezi, spui I'm unemployed. I'm unemployed, sunt șomer. Dacă nu-ți place cuvântul șomer, unemployed, poți să spui I'm between jobs. I'm between jobs. Este un mod mai elegant de a spune că ești, de fapt, unemployed. Dacă îți cauți de lucru, poți să spui I'm between jobs sau I'm looking for a new job. I'm looking for a new job. Vrei să spui în ce domeniu lucrezi? Spui I work in sales. I work in sales, lucrez în domeniul vânzărilor. I work in finance, lucrez în finanțe și așa mai departe. Dacă te întreabă cineva, where do you work? Unde lucrezi? Where do you work? I work in London. Lucrez la Londra. Desigur, poți spune și I work in an office. I work in an office, I work in a bank. Lucrez într-un birou, lucrez într-o bancă. Dacă spui numele băncii, poți să spui I work for... Lucrez pentru. I work for... Sau I work for Google. I work for Microsoft. Sau at. Poți spune și I work at Google. Dacă ai întrebări, lasă un comentariu mai jos. Dă like dacă ți-a plăcut lecția. Abonează-te dacă ești nou pe canal. Și ne vedem data viitoare cu altă lecție la engleză.